Pe sub machiajul ei sau sub timiditatea lui găsești o mare pasiune. Durează o secundă sau o viață ca să ajungi la ea. Dar cum o poți ghici? Din cum sclipește ochiul? Din cum se plimbă degetele pe mătase? Și ce se află dincolo de pasiune? Prieteni, bună seara! Doctorul Cristian Andrei sunt și astăzi la Seducții și Fidelități, întâlnirea noastră de fiecare luni la ora 19, discutăm despre acest ingredient esențial dragostei, pe care unii ar vrea să nu-l aibă, alții însă aleargă după el, fiindcă la urma urmei din viață rămâi cam cu ce simți. Este vorba despre pasiune. Ești tu o persoană pasională? La ce ți-ar folosi și cum se vede pe o persoană că este pasională așa încă de la distanță și cum ai putea să stârnești pasiunea în cealaltă persoană și cum poți să devii tu cel mai pasional om din lume și, până la urmă, cu ce te alegi din pasiune. Și există o moarte a pasiunii și tot felul de întrebări pe care voi o să le aveți probabil în seara asta la adresa mea și eu o să am întrebări la adresa voastră, căci ne-am obișnuit, prieteni. Bineînțeles, ne dăm cu părerea aici, sub oblăduirea unui specialist oarecare, despre pasiune. Știți, de multe ori fac aceste explicații cu privire la viața emoțională a unei persoane. Căci viața noastră emoțională include mai multe categorii de trăiri. Există emoția aceea simplă, emoția. Se simte așa dintr-o dată. Mi s-a părut sau a trecut cineva pe aici? Este cutremur? Pur și simplu, așa, o emoție tranzitorie, te lămurești și ea dispare ca și cum nu ar fi fost. Da? Asta este emoția elementară. Ea are o însemnătate epocală în viața oamenilor, pentru că ea reglează stările oamenilor, îi atenționează, îi face să simtă că trăiesc. Și după emoție, ca și complexitate, probabil că ar veni afectul. Este acea trăire mai intensă cu participare afectivă și vegetativă în același timp. Adică pulsul, respirația, o ușoară senzație de amețeală, de incertitudine, o ușoară confuzie, este o participare a organismului la o emoție care produce o tulburare de ape. Tot așa, tranzitorie. Dar bineînțeles că există și ceva mai complex. Ar putea să existe sentimentul durabil, da? Dar sentimentul survine pe măsură ce se creează legături între oameni, pe măsură ce ei trăiesc evenimente comune și, bineînțeles, că ar putea să ducă la atașament, ceva și mai complex decât sentimentul. Pe sub toate acestea se desfășoară dispoziția, o categorie afectivă necesară oamenilor, astfel încât să stea într-un fel anume, o perioadă anume. De exemplu, spiritul sărbătorilor sau astăzi sunt mai trist. Este o dispoziție și pe fondul faptului că astăzi sunt mai trist, aș putea să mă comport într-un fel anume. Este evident și pentru ceilalți că astăzi sunt cam trist și ei observă și îmi spun. Da? Dar pasiunea. Unde și are locul pasiunea? Ea este undeva în zona de durată a sentimentelor, dar poate să dispară și ea, bineînțeles. Nu este nemuritoare, însă ceea ce o caracterizează este că ea, probabil, este categoria emoțională care influențează cel mai mult civilizația umană. Pentru că pasiunile înseamnă mobilizări de resurse. O pasiune înseamnă să te preocupe, să perfecționezi atitudinea față de acel ceva sau cineva și să ajungi să-ți dedici viața. Un alt lucru, îți dedici viața acestei pasiuni. Un alt lucru important este că pasiunile între ele sunt cam geloase și se cam exclud sau își fură energiile una alteia. De exemplu, un domn are o pasiune pentru automobile și își cam pierde pasiunea pentru iubita lui cu ocazia aceasta. Reușește ea, prin pasiunea stârnită asupra ei, să-l facă pe el să uite de autoturismul lui? Ei bine, aici ține de arta pasiunii, despre care vom vorbi, prieteni, în această seară și mă aștept să vă dați cu părerea că, la urma urmei, m-ați obișnuit cu asta și îmi place și mie așa cum vă place și vouă. Bun,
Haideți să o luăm mai dinspre copilași. Știți foarte bine, există această tradiție în Institutul de Relații Umane care face posibilă acest gen de conferințe și voi puteți să susțineți Institutul de Relații Umane să susțină și el la rândul lui aceste conferințe, devenind patroni ai noștri pe www.patreon.com/dr-andrei, unde puteți să fiți cunoștințe, prieteni, frate sau soră și bonus, devenind astfel sprijinitori ai Institutului de Relații Umane și ai acestor evenimente gratuite, primiți acces la dezbaterile de caz care au loc în fiecare marți de la ora 19. Mâine seară avem, de exemplu, un caz intitulat Domnișoara Sadică. O să vedeți că are oarecare legătură cu pasiunea, dar încă nu vă dezvălui legătura aceasta. Haideți să revenim la subiectul nostru. Ești pasional? Ce se întâmplă cu copilașul, că ziceam, așa începem noi de obicei aceste grupuri, când părinții lui sunt pasionali, când părinții lui se manifestă într-un fel anume. Cum arată, domnule, niște părinți pasionali? Mama și tata, când sunt pasionali, cum arată? Păi tatăl este pasional față de pescuit, mama este pasională față de shopping și nu prea se întâlnesc. Ha-ha, nu la asta mă refeream. Da, știm foarte bine, există pasiuni pentru domenii, pentru sculptură, pentru mașini, cum spuneam, pentru o iubită sau un iubit. Există pasiunea pentru copil, a mamei față de copilul ei. Dar când părinții sunt pasionali unul cu altul, cum se manifestă ei? În primul rând că îți închipui că se sărută peste tot, lângă frigiderul din bucătărie, pe mașina de spălat în baie sau unde or fi ținând-o, pe balcon, în autoturism, înainte de a merge după copil la grădiniță. Cam rară imaginea asta, în fapt, nu-i așa? Dar te gândești că părinții pasionari ar putea să se și certe, să aibă scene de gelozie, interacțiuni din acestea intense. Ce să mai... Pasiunea este reprezentată prin intensitatea relației dintre cei doi și interesul deosebit, inclusiv cu scene de gelozie, pe care fiecare îl are față de celălalt. Și părinții pasionali arată într-un fel. Nu știu dacă ați văzut vreodată un copil de părinți pasionali. Nu, nu este o speculație. Am văzut niște sute de astfel de copii. Este vorba despre acei copii care au parte de o mamă care este mai îndrăgostită de tata decât de copil. Da, există și așa ceva. În general, mamelor li se recunoaște pasiunea pentru copilul lor. Faptul că ar da orice pentru ca acel copilaș să aibă tot ce îi trebuie, sunt atente la el, se culcă cu el în cap și se trezesc cu el în cap, cu copilul, da? Dar cum arată oare o mamă sau o femeie care are un copil, are și un soț și se culcă cu soțul în cap și în pat și se scoală cu soțul în cap și în pat și se gândește toată ziua la soțul ei ce i-ar mai trebui sau ce să-i mai facă ea lui. Da, există și așa ceva. Iar acel copil este ușor mai firav, nu prea este așa durduliu. Este un copil care își face despre femei impresia că ele sunt pornite pe amor și că au în cap așa ceva. Se simte oarecum neglijat și la umbra acestei neglijențe el își desfășoară diverse pasiuni la rândul lui, obiectuale de data asta și nu față de persoane. Pasiunea obiectuală înseamnă pasiunea pentru un ceva, nu față de cineva. Mama, bineînțeles, are niște vacanțe superbe cu soțul ei și îl mai tărăsc și pe copil pe aici, pe acolo, dar îl lasă cu câte o bună sau cu bunica lui și ei călătoresc și părinții se simt bine împreună. Cu toate aceste neajunsuri, copilul care are părinți pasionali pare să fie mult mai de viitor decât copilul care a primit de toate, în mod obsesiv, inclusiv mâncare cu lingura în gură până la vârsta de 14 ani. Mama pasionată de copilul ei va rămâne să fie o femeie care își așteaptă în continuare copilul și acesta vine din ce în ce mai rar pe acasă. În timp ce femeia care a devenit și a rămas pasională față de soțul ei, chiar dacă are copii, este o femeie verde, chiar înflorită până târziu. Unii oameni o consideră neserioasă, ea însăși crede că a avut și are o viață instabilă și cu toate astea simte că trăiește. Și tatăl pasional, cum este cu tatăl pasional? Ei, acesta este de obicei un bărbat haios, viu și verde la rândul lui, cum spuneam. Un tip interesant care, în competiție cu copiii lui, câștigă aproape întotdeauna și asta îl face să se simtă bine cu sine. Hai să mergem mai departe cu
aceste alegații. Vă să zic că spuneam, pasiunea are un caracter prevalent. Ce o deosebește de sentimente este că ea mobilizează mult mai multe resurse. Îl face pe om să fie orb la celelalte preocupări. Îl face să aducă celelalte preocupări în slujba pasiunii lui. Dacă, de exemplu, un om este pasionat de arta renascentistă, citește foarte mult din arta renascentistă și ajunge, bineînțeles, să se mute la Florența. Adică, practic, și cu serviciul, doar să fie, nu știu, contabil în Florența, mai să fie pe acolo, pe lângă sculpturile lui Michelangelo. Și pasiunea, vă să zic că îi dirigează viața. Practic, un om care are sentimente poate să aibă aceste sentimente la o intensitate atât de mare încât ele să constituie o pasiune. Bun. Și cum este, domnule, cu pasiunea în amor? Că am vorbit despre sculptură, dar în amor, domnule, în amor așa e normal. Adică nu prea concepi un amor clasic, ideal, frumos, fără pasiune. Câtă pasiune se existe în amorul unei persoane? Cât să rămână în viață, nu-i așa? Căci, dacă te uiți la pasiunea lui Romeo față de Julieta, observ că a fost cam multă. Nefericiții au sfârșit într-un mod lamentabil pentru familiile lor, dar probabil ideal pentru cei care le citeau povestea mai târziu sau le-au vedeau pe scenă. Asta însemnând că dacă este să fim realiști și mai vrem să trăim și alte lucruri în viață, ar trebui să ne oprim undeva sub nivelul lui Romeo și al Julietei, cu pasiunea noastră. Și de ce în amor este necesară pasiunea, prieteni? La ce trebuie ție pasiune când poți să zici te iubesc și după aceea să mănânci dintr-o ciocolată liniștit alături de persoana iubită care mănâncă și ea un mic? De ce să nu trăiești așa liniștit? La ce trebuie atâta pasiune când se poate și fără? Da, se prea poate fără, dar nu simți. Și practic nu se întâmplă acest fenomen cât se poate de necesar pentru fiziologia dragostei, și anume optimizarea. Pasiunea este capabilă să producă optimizare erotică, adică să scoată ce e mai bun, să mobilizeze toate resursele în dragoste. Adică dacă o dragoste este pasională, da? Prin definiție ar trebui să fie așa, dar unii cam fac compromisuri, dar dacă dragostea este pasională, ea ajunge să fie dragoste adevărată. Rămâne memoria celor doi, produce efecte, copii chiar, da? Produce schimbări majore de viață. Și astfel putem să spunem că dragostea cu pasiunea ei ne-a făcut viața frumoasă sau cel puțin interesantă. Bun. Ce este necesar ca o persoană să fie pasională în amor? Ar trebui să aibă, probabil, o inteligență emoțională. Adică să simtă alături de celălalt, să-l simtă pe celălalt, să comunice într-un fel, verbal sau non-verbal, ceea ce simte într-o manieră suficient de intensă și convingătoare încât să-i producă celuilalt emoții. Înseamnă ca inteligența emoțională să-i permită celuilalt să-și schimbe viața de dragul pasiunii lui, de dragul a ceea ce îl preocupă. Și da, el s-a dus și s-a mutat la Viena, deși nu știe limba germană, ca să fie lângă ea. Din pasiune pentru ea, a renunțat și la serviciu și stă să-i curețe pantofii în fiecare zi ca să-i poată privi picioarele atunci când se încalță. Vreți așa? Parcă e prea aproape de Romeo și Julieta. Un pic mai moderat, nu? Sau o fi vorba de o problemă de personalitate la cei care sunt pasionari în dragoste? Sunt ăștia niște oameni țăcăniți? Adică dă încolo, se vede că nu mai au niciun pic de rațiune. Într-un fel, pasiunea este considerată ca fiind ceva irațional, lipsit de înțelepciune și de profitabilitate. Da? Veți vedea mai spre sfârșitul interacțiunii noastre cât de multe pagube poate să producă pasiunea în viața unui om. Dar până atunci, hai să ne mai bucurăm de avantajele ei. Vă să zic că ar putea să fie expresia împlinirii unei persoane care are tulburare de personalitate. Să spunem că un om este mai borderline. Probabil că dragostea lui cu cineva este plină de năbădăi și toată lumea este de acord că este pasională. Dacă o persoană are un temperament coleric, ar putea să fie considerat pasional prin faptul că face scene foarte urâte, inclusiv își bate iubita sau iubitul,
Sau poate că este mai melancolic. Este un om care plânge mult de dragul, de oful față de celălalt. Și atunci te gândești, iată, pasiunea îl face să se macine atât, să scrie poezii. Domnule, poate să scrie cineva poezii de dragoste fără să fi trăit pasiunea? De unde să le scoată? Căci se este clar, pasiunea scoate din noi inclusiv versuri, da? Cântec. Nu prea poți să cânți din dragoste într-o manieră informativă, nu? Te informezi că sunt îndrăgostit de tine. Nu, nu merge, pentru că însăși prozodia cântecului sugerează pasiune. Ceva frumos, intens și inutil, aparent. Cei din jurul celui pasional, îndrăgostit prin pasiune, consideră că acest om a luat o razna, că nu-și cunoaște interesul, că nu are niciun pic de rentabilitate în această viață și ar face bine să înceteze cu chestia asta, așteaptă să-i treacă pasiunea individului respectiv. Și ce să vezi? Există oameni care au pasiune după pasiune, dau dintr-o pasiune în alta. Nu cumva e cam mult? Adică dă încolo, nici un pic de pauză. Tu când îți mai faci pantofii, că tot dădeam exemplul acesta? Ar trebui să te mai ocupi și de tine, nu? Ești cam ciufulit. Bun. Și atunci, inteligență emoțională sau tulburare de personalitate? Trebuie într-adevăr să ai un anumit tip de personalitate ca să generezi pasiune în tine și la celălalt, dar mai mult în tine. Ca să fii capabil să trăiești o pasiune, da, trebuie să ai o personalitate care face posibilă instabilitate emoțională, de exemplu. Și de aici senzația de inteligență emoțională, care de fapt se și dezvoltă, nu rămâne mai așa cum s-a născut din temperamentul tău. Încă un lucru. Pasiunea, domnule, nu durează o veșnicie. Pentru că am muri de atâta pasiune dacă ea ar fi continuă în viața noastră. Este mare consumatoare de energie, este destabilizatoare pentru societate și este frumoasă. Iar dacă n-ar dura puțin, n-ar mai fi frumoasă. De aceea, soarta pasiunii este să fie trecătoare. Și de aceea, oamenii, profesioniștii care spun, hai să reînviem pasiunea, hai să o menținem permanent activă, nu știu, iată, am aici un vlog prin care te învăț cum în fiecare zi să îți menții partenerul sau partenera pe cea mai înaltă cotă a pasiunii față de tine. Păi cum ar arăta un astfel de partener sau parteneră? Păi că ar fi subt la față, foarte obosit, extenuat, dezorientat și în urmă cu toate dările și cu profesia, nu-i așa? Ar fi scos din uz. De aceea, pentru pasiune, ești capabil, după ce ai făcut niște acumulări în personalitatea ta, în șansele tale, în resursele tale și după ce vei fi întâlnit persoana demnă de pasiunea ta. Bun, hai să trecem la ceva mai concret. Cum arată, domnule, un om pasional? Pentru că aici, vedeți, sunt două categorii de personaje care pot să fie pasionale. Se manifestă pasiunea din prima și o vezi, da? Este pasiunea superficială, dar astăzi vom face carieră împreună, prieteni, discutăm despre pasiunea ascunsă undeva. Cum arată un om care aparent nu spune mare lucru, dar are de dedesubt un potențial enorm de a fi pasional. Da? Și merită să descoperim acești oameni după indiciile pe care le vom dezbate pe aici. Dar hai să vorbim la început despre pasionalul superficial. Păi, pasionalul superficial este omul care se exprimă zgomotos pentru că are acea inteligență emoțională capabilă să arate: sunt îndrăgostit, îmi place de tine și nu voi renunța să stau în fața ușii tale până când se scutură frunzele. Și omul pasional, va să zică, vorbește mult, cântă mult, exprimă, are o expresie facială destul de sugestivă, da? Are niște acțiuni care, evident, ia uite, domnule, ce a fost în stare să facă, da? Și-a dat demisia, pentru că și-a dat demisia și pentru ea nu mai are serviciu. Amândoi din ce-or fi trăind, da? Pasiune, 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 se vede clar, da? Oamenii cu pasiune superficială ar putea să fie un pic exagerați, adică, na, obositor pentru ceilalți. De altfel, este un atribut al pasiunii, excesul. Vorbeam despre părinții copilului
părinții pasionali a unui copil. Și am uitat să parcurgem fazele dezvoltării pasiunii. Cum ajungem noi să fim pasionali? Pentru că, într-un fel, ar putea să facem uz de partea obsesională a personalității noastre. Adică începem să ne gândim cu obstinație la ceva sau cineva și să acumulăm detalii despre acel ceva și cineva și să acționăm prevalent, preponderent asupra acelui ceva sau cineva. Și da, copiii încep să colecționeze. Colecționează ursuleți. Zice mama despre el, este pasionat de ursuleți, de mașinuțe. Știți, este pasionat de mașinuțe, are o colecție de 150 de mașinuțe pe care noi le-am cumpărat, pentru că, știți, oamenii au această tendință. Au aflat că îți place o chestie, pe aia pedalează. Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat într-o perioadă, venise un prieten pe la mine din Ardeal de undeva și a zis, îmi lași eu bagajele la tine aici, uite, vezi că am primit sticla asta de whisky de la niște prieteni și o las aici la tine. Și a lăsat-o în cabinet la mine. Știți că în următoarele 3 luni, sau cred că mai multe luni, veneau pacienții la mine cu sticle de whisky și nu înțelegeam ce au în cap. De ce? Că eu nu eram așa după whisky. Nu aveam, aveam eu altele. Dar whisky, după whisky, și mi-am dat seama că oamenii s-au gândit că îmi place whisky-ul pentru că era sticla aceea pe acolo. Și ți se întâmplă așa, părinții fac asta cu copiilor, îi plac cremvuștii. Cumpără-i cremvuștii, ai luat cremvuștii ăstuia mic când ai fost la supermarket? Da, i-am luat. Și ăsta mic deja e așa după cremvuști, dar el mănâncă și din obișnuință, ok? Și uite așa se produce această prevalență. Și ajungem să colecționăm și ajungem să avem o oarecare obsesivitate față de așa ceva, pentru că după cum explicam, a, uite, să fac o prezentare de caz și despre cum apare obsesivitatea și cum se tratează ea. Bună idee, dar sper să nu uit. Se bătătorește o cărare în capul nostru, în mintea noastră și preferăm pe acolo. Ei bine, așa se întâmplă și cu persoanele care ar putea să fie pasionate față de ceva și după aceea de cineva. Cum se face trecerea copilului de la pasiunea pentru ceva la pasiunea pentru cineva? Sunt copii care încă de la grădiniță fac pasiune pentru cineva, în sensul pentru o fetiță sau un băiețel de la grădiniță, din grupa mică sau mare, și părinții zic, a, e îndrăgostit, e îndrăgostită, se gândește numai la acea persoană, o menționează. Păi o menționează pentru că o menționezi tu, părintele, și te-ai mai întâlnit cu Viorica la grădiniță și ce a mai zis ea? Și v-ați jucat împreună și bineînțeles că se naște obsesia în capul tău. Dar pe la adolescență se mai vește un factor esențial pentru economia pasiunilor, și anume exagerarea. Tinerii care râd zgomotos, pun muzică tare, care se tatuează, se vopsesc, își cumpără haine de toate felurile pentru a apărea într-un fel anume. E bine, în acest exces, în creuzetul acestui exces comportamental pe care adolescenții îl pun în mișcare ca să existe și să poată fi observați, începe să apară preocuparea față de această persoană care exagerează cu ceva. Și bineînțeles că pasiune înseamnă exces comportamental. Este cunoscut faptul că vârsta pasiunilor este vârsta adolescenței, când iubirea arată pasional. Dacă e să o comparăm cu iubirea unui pensionar care menționează în anunțul lui matrimonial fără obligații și să aibă casă, da? Dacă se poate, doamna pe care o caut eu în viața mea, vă dați seama câtă diferență de pasiune este între aceste două vârste. Bun. Și va să zic că ajungem la pasiunea disimulată. Trebuie să apuc să vă vorbesc despre asta înainte de a începe să comunic cu voi citindu-vă comentariile. Am vorbit despre faptul că pasionalul superficial este manifest, ușor obositor și exagerat. Cum este pasionalul ascuns? Ce înseamnă pasional ascuns? Poate și voi ați pățit în viața voastră, poate că de fapt sunteți în această categorie și nu știți. Pentru că, într-adevăr, pasionalul ascuns, o bună perioadă din viața lui, nu știe că așa se numește felul lui de a fi și nu știe că poartă în el această capacitate imensă. Este vorba despre persoane care în personalitatea lor poartă abilitățile de a fi pasionali în relație și care nu au descoperit acest lucru pentru că nu au întâlnit persoana potrivită pentru asta sau situația în care să se fi declanșat așa ceva.
Este vorba, de exemplu, despre să facem portretul ei, domnișoarei care nu știe că e pasională. Este îmbrăcată cu minte, fustă lungă, bluză lărguță, încheiată la gât, destul de strâns, da? Unor se machiază excesiv pentru a ascunde timiditatea sau tocmai pentru a ascunde această pasiune care dă să iasă pe nas, pe urechi, peste tot, prin porii pielii, da? Ea nu exagerează cu nimic, dar îi trebuie uite atât ca să se întâmple acel lucru și anume să se dezlănțuie. Cum îți dai seama că o domnișoară este pasională și ea nu-și dă seama? Da? Cum îți dai seama că un domnișor, un bărbat, este pasional, dar el este cât se poate de reținut? Pentru că așa zis și bărbați timizi, așa zis și bărbați inhibați, penibili, da? Bărbații reci pot să fie, de fapt, dedesubt extrem de pasionali. Ei bine, cum descoperi aceste lucruri la aceste persoane? Prin ce indicii ai putea să-ți dai seama că totuși este pasiunea acolo undeva? Sunt foarte curios să-mi spuneți dacă voi ați observat astfel de indicii. Iată o scurtă listă dintre cele pe care le-am observat eu de-a lungul zecilor de ani. Sub machiaj, spuneam, domnișoara are ceva. Te uiți în ochii ei și ea are undeva în lateralul pupilei o sclipire. Da? Sclipirea aceea trebuie confirmată cu încă o manifestare, căci poate să-ți se pară, nu-i așa? Dar de cele mai multe ori nu ți se pare. Simți că acea sclipire înseamnă așteptarea unei oportunități. Și semnul următor care se poate asocia cu sclipirea în ochi într-un moment când tu evoci pasionalitatea acelei persoane este respirația, modificarea respiratorie. Este extrem de util pentru tine ca cetățean normal al acestei țări, al acestei lumi, să observi respirațiile oamenilor. Căci din respirație afli foarte multe despre starea din acel moment a acelei persoane. Și dacă se produce inspirul adânc, înseamnă că persoana respectivă de-abia așteaptă să se întâmple ceva. Dacă se produce un expir repezit, peste, ca un fel de palpitație respiratorie, peste ritmul respirator normal, înseamnă că acea persoană a început să simtă cu corpul ei, pe dinăuntrul ei. Deci, una este ce așteaptă de la celălalt, cealaltă ce se așteaptă de la propriul corp. Când se așteaptă de la celălalt, înseamnă că ar vrea să recepteze ceva, dar nu știe ce să facă cu asta. Când însă are un expir forțat, înseamnă că corpul ei a mai făcut din astea și vrea să ascundă acest lucru. Ce înseamnă din astea? Înseamnă senzații interioare, senzație de incitare, senzație de participare, senzație de acceptare, senzație de dans cu celălalt. Ei bine, aceste semne subliminale, da? Nu știu dacă pot să imit aici, lângă camera asta, pentru că na, sunt și bărbos și un om destul de serios ca și rol social. Cum face o domnișoară pe sub machiaj dacă are pasiunea ascunsă acolo? Pasiunea aceea care este privitoare la acțiunea celuilalt este o respirație geamănă sau una peste cealaltă, da? În timp ce expirul acela de care ziceam, teama față de acțiunea propriului corp este, da? Este un expir forțat care se produce cu o contractură a abdomenului și care deja sugerează participarea corpului la acel lucru. Poți să vezi așa ceva la o persoană care ține un discurs, care poartă o negociere, care salută pe cineva. Și dacă l-ai văzut, înseamnă că există undeva o pasiune înăuntru ascunsă. Dar dacă este o persoană care a mai trăit pasiuni, însă nu vrea să fie vizibile aceste pasiuni, vei simți respirația zgomotoasă pe nas. Ca și cum prizează ceva. Când persoana prizează ceva prin respirația ei, înseamnă că deja gustă momentul pe care și-l închipuie. Încă o dată, această persoană poate să fie cât se poate de serioasă în niște momente care nu au nicio legătură cu voluptatea, dar se manifestă discret, nu ea, ci corpul ei, fiziologia ei. Sub ce mai vezi, apropo de bărbați, poftim,
Cum îți dai seama că un bărbat este pasional? Da? Uneori, știți, uneori bărbații sunt grotești, sunt urâți de-a binelea, dar acești bărbați ajung să fie parteneri extraordinari pentru câte o femeie. De ce? Pentru că sub acest grotesc, partenerul respectiv a avut timp să observe femeia. El a fost acel tip nebăgat în seamă și neimportant pentru oameni și pentru femei, care a reușit să observe totul în detaliu și, când vine momentul, pune în practică foarte bine acest lucru. Degetele în mișcare. Degetele, da? Pe multe persoane le-a păcălit degetele. Le-au păcălit degetele. Pentru că, știți, degetele acelea subțiri de pianist pot să fie, de fapt, moarte, dar și degetele acelea groase de mitocan pot să fie unor geniale. Și asta pentru că nu contează cum arată degetele și nici cum stau, ci practic cum se comportă în relație cu diverse elemente din jurul lor. Cum ar fi, de exemplu, hai să luăm un exemplu cât se poate de simplu și de caragios, mângâiatul pisicii. Cum mângâie un bărbat pisica? Da? Păi dacă îl vezi cum o netezește așa, că unii și-o mai și trage așa, îți dai seama, dacă îmi faci mie așa ceva, unde e pasiunea? Dar când îl vezi că o mângâie cu degetul mic, și că știe exact cum să-i ocolească protuberanțele acelei pisici și pisica deja e pe jos torcând, parcă îți vine să fii în locul ei, ca femeie. Da? Va să zic că acest comportament al mâinilor, mersul, felul cum se leagănă corpul unei persoane, felul cum se leagănă și cum reacționează corpul persoanei în acord cu ceea ce este în jur, cu scaunul pe care se așează, cu bara de care se ține într-o troleibuz, cu apa în care intră și încearcă să înoate, îți dai seama cam pe unde se află senzualitatea acelei persoane. Și care este, de fapt, relația între senzualitate și pasiune? Păi, senzualitatea este necesară, este indispensabilă pasiunii. Asta însemnând că o persoană care simte nuanțele de culori, de mirosuri, o persoană care știe să apese suficient de mult, nici prea mult, nici prea puțin atunci când mângâie, înseamnă că are simțurile atât de bine puse la punct, încât pasiunea este chiar acolo, la vârful degetelor acelei persoane. Și bineînțeles că mai este de discutat acest lucru. Domnule, ce faci tu? Cine ești tu? Cel care stârnește pasiunea cuiva sau cel care resimte pasiunea stârnită de celălalt? În ce rol te afli? Și știți că, v-am mai zis, am acest test pentru persoanele care au dificultăți de relație și de apropiere în ce privește capacitatea de a interacționa cu cineva, cu a-ți săruta singur această parte a brațului. Da? Le cer persoanele să-și dezgolească brațul, bărbat sau femeie, depinde cine este, și îi spun sărută-ți această zonă de la unde este plica cotului, unde se unește brațul cu antebrațul. Și se uite așa, cum? Ce să fac eu așa ceva? Da, poftim. Și când face asta, stă așa, într-o stare, între ape, și întreb pe acea persoană, ce ați simțit? Că sunteți sărutată de cineva pe braț sau că sărutați pe cineva pe braț? Și este atât de interesantă relația între răspunsul la această întrebare și stilul în care relaționează intim acea persoană, stilul în care reușește să simtă pe celălalt sau în care se așteaptă să fie făcută să simtă și stilul în care face pe celălalt să simtă ceva. Haideți că sunt curios să văd ce ziceți voi pe aici pe acest subiect. Da? Bun. Sorin. Când revezi un fost partener și îți bate inima foarte tare, e pasiune? Când îți bate inima foarte tare, este pasiune și mai trebuie doar să observi dacă tu faci pentru acea persoană atât de multe lucruri încât ți se schimbă viața și nu ai nimic împotriva acestui lucru. Da. Raluca, cred că și vocea, paraverbalul, joacă un rol important, acea modulare hipnotică ce te poate duce la visare. Da, Raluca. Și aceasta poate să stârnească pasiunea în celălalt. Dar întrebarea mea este, stârnești tu pasiuni celuilalt cu aceste lucruri sau mai degrabă ești un receptor al pasiunilor stârnite de alții?
Cine ești tu? În ce rol te regăsești? Se poate să existe această reciprocitate și anume tu să stârnești pasiune în celălalt și celălalt în același timp să stârnească pasiune la tine. Vă dați seama ce dans frumos între două pasiuni care s-au stârnit una pe cealaltă? Maria, pasiunile născute din capriciu sunt mai bolnăvicioase decât pasiunile nepermise în a fi trăite? Pasiunile născute din capriciu, păi acel capriciu nu era de fapt capriciu, era o predispoziție de interacțiune. Lucrurile superficiale sunt extrem de importante în această lume. Lucrurile acelea aparent inutile, cum sunt și capriciile, reprezintă de fapt niște profile ale persoanelor, reprezintă niște fantezii ale persoanelor. Poate că nu sunt nici examene, nici joburi, nici contracte cu bănci, dar sunt capricii, iar capriciile au o mare proprietate în fața lucrurilor raționale, se numește că sunt versatile. Ele sunt foarte volatile. Andrei, ce părere aveți despre hiperutilizarea cuvântului pasionat în mediile profesionale? Pasionat de tehnologie, pasionat de business, pasionat de oricare alt domeniu, respectiv pasionată. Da, este o mare inflație de expresii de genul acesta și eu cred că pasiunea trebuie să fie vizibilă pentru toată lumea și este vizibilă inclusiv pe parcursul vieții persoanei respective. După cum spuneam, pasiunea este aceea capabilă să-ți schimbe cursul vieții. Și dacă tehnologia, specialitatea respectivă ți-a schimbat viața, de exemplu, ai dormit la serviciu pentru ea sau ai renunțat la un lucru care părea plăcut până atunci pentru ea, înseamnă că este pasiune și să nu uităm durabilitatea ei, deși spuneam că trece până la urmă, totuși ea este consistentă pe o perioadă de timp până când se ajunge la un climax, la un maximum de implicare în această pasiune. Chiar, este pasiunea capabilă să te dezamăgească? Se poate întâmpla. Și una dintre marele prăbușiri ale unor persoane cu care am lucrat ca și terapeut a fost prăbușirea din sânul unei pasiuni către marea deziluzie. Este o suferință lungă, destul de profundă și știu cum este și când caz din așa ceva, dar și când provoci cuiva o astfel de dezamăgire. Pentru că este destul de dureros și trebuie să fim foarte atenți cu pasiunile pe care le stârnim și cu cuibul în care le lăsăm să doarmă sau să se împlinească. Elisabeta, persoanele pasionale sunt mai supărăcioase? Da, după cum spuneam, acea categorie de persoane care au ceva în personalitatea lor, nu zic tulburare, că nu e vorba de o boală aici, dar într-adevăr o predispoziție de personalitate spre instabilitate emoțională sunt mai supărăcioase. Dar trebuie să observăm un lucru. Dacă ele sunt supărăcioase pe oricine sau sunt supărăcioase în relație cu persoana de care sunt pasionate sau în relație cu nereușita în domeniul de care sunt pasionate. Pentru că dacă este așa, atunci este o caracteristică normală. Dacă sunt supărăcioase în general, înseamnă că e o problemă de personalitate și nu de pasiune. Lidia, pasiunea poate veni din viziune, imaginea de viitor care așteaptă să fie împlinită și tocmai ești în procesul de a o împlini. Da, cu multă energie, cu multă participare, cu preferințe, lăsând deoparte alte lucruri care păreau importante pentru ceilalți și da, așa se desfășoară parcursul pasiunii. Cosmin, eu cred că sunt un receptor al pasiunii, adică cealaltă persoană vă determină să deveniți pasional. Dar aici este un lucru foarte interesant. Fără resursele, fără predispozițiile de personalitate, fără inteligența ta emoțională de a deveni pasional, poate să încerci acea persoană orice. Dacă tu observi că faci pasiuni relativ ușor pentru diverse persoane sau pentru diverse domenii și ele se succed în viața ta, înseamnă că există această predispoziție a personalității tale de a fi pasional. Dacă însă afirm că ai mai multe pasiuni deodată, înseamnă că undeva este o minciună înăuntrul tău. Pentru că, după cum spuneam, pasiunile nu prea se suportă una pe alta în concomitență. Sofia, și pasionat de flirt. Da. Hai să vedem care e diferența între hobby și pasiune. Da? Pentru că hobby este o preocupare
mai degrabă tehnică, cu oarecare plăcere de a pune în practică, dar este cantonată în timpul liber, nu are prevalență, da? Dacă ai hobby pescuitul, că tot l-am dat drept exemplu, nu te duci cu mulineta la serviciu. Dacă însă ești pasionat de pescuit, te duci cu mulineta la serviciu și îți găsești un serviciu care să te asigure că stai suficient de mult timp pe baltă. Margareta, de ce bărbatul nu e pasional în anumite momente? He-he, da. Pentru că nu-i provoci pasiunea. Pentru că, vezi, un om nu poate să-și producă singur o pasiune. Pentru că acela ar fi altceva, ar fi un proiect și nimic altceva, ar fi o acțiune cu obiective și atât. Pasiunea ta pentru cineva este produsă prin atracție și printr-un complex de împrejurări. Ori ca un bărbat să fie pasionat de tine, are nevoie într-adevăr de acel material care face propice pasiunea, dar are nevoie de interacțiunea cu tine care să-l aducă în această stare. Da? Cum îl determin pe un om să fie pasional? O să discutăm mai încolo. Hai să vedem ce mai ziceți voi pe aici, că de-abia v-am dat cuvântul. Raluca, eu sunt o persoană jucăușă mai degrabă decât seducătoare, tocmai de aceea dacă cineva inițiază un joc al pasiunii, pot intra cu ușurință în joc, iar vocea celuilalt este un declanșator de multe ori. Da, asta înseamnă oarecare receptivitate, dar să nu uităm că este vorba de o intensitate, de o prevalență. Nu uitați de factorul de prevalență. Prevalență înseamnă că pasiunea fură din energiile celorlalte preocupări, polarizează viața persoanei respective și o determină să se schimbe în direcția pasiunii. Sorin, ce părere aveți despre persoanele care au pe telefon o poză proprie și despre cele care își tatuează propriul nume? E narcisism? Am putea să spunem că e narcisism dacă ne grăbim. Însă, înainte de asta, se poate vorbi și despre imaturitate, despre o persoană care nu este extrem de infantilă, dar imaturitate înseamnă și faptul că e într-o tranziție și nu a ajuns la un platou al identității, de exemplu. Când o persoană nu și-a consolidat identitatea, când simte nevoia să demonstreze propria identitate, atunci se poate ivi și un astfel de comportament. Narcisismul este mult mai complex decât atât. El presupune și să îi determin pe ceilalți să se alăture părerii pe care o ai despre tine. Da? Delia. Pentru mine este pasiune, partenerul îi spune chimie. Da. Încă o dată, depinde de inteligența emoțională a fiecăruia dintre cei doi. Da? Unul poate să aibă o inteligență emoțională care îi permite să trăiască pasional relația, în timp ce celălalt trăiește aceeași relație printr-o simplă observație tehnică, printr-o lacunaritate, adică uneori observă, alteori nici nu observă. Care este dezavantajul unui partener pasional, întreabă Adelina. Dezavantajele pasiunii din comportamentul partenerului tău este că uneori este obositor dacă nu ești și tu pasional la adresa lui. Alteori poate fi categorisit drept toxic și hărțuitor la adresa ta. Alteori poate să poți să spună ceilalți despre că e obsedat de tine. Alteori ai senzația că se gândește doar la el pentru că el nu poate să se gândească decât la tine. Și uite așa, într-adevăr, linia generală este că te cam epuizează. Ecaterina. Două persoane compatibile trebuie să știe cum să stârnească pasiunea. Repet, compatibil, altfel este zero. Da, după cum spuneam, compatibilitatea vine tocmai din acest matching de personalitate și de inteligență emoțională. Căci, bineînțeles, pasiunea poate fi trăită și mai la rece, așa, disimulat, după cum spuneam, ascunsă. Dar oamenii de obicei au nevoie de aceste facilități de personalitate ca să se manifeste pasional. Alina, se poate să ai o pasiune puternică față de cineva și totuși să ascunzi acest lucru? După cum spuneam, dai cu machiaj cât poți peste acest lucru, dar o sclipire undeva ar putea să existe. O schimbare în respirație,
o anumită atitudine a corpului, degetele tale și, bineînțeles, pulsul pot să dea de gol pasiunea pe care ai față de o persoană, deși tu ascunzi sub aparențe. Cristina, pasiunea e o chestie de hormoni, explozie, despre chimie. În manifestările ei acute, așa arată pasiunea, ca fiind o explozie, ca fiind un afect, după cum ziceam mai devreme, cu participare vegetativă. Dar, după cum spuneam, produce modificări durabile în viața omului și deci acolo nu mai sunt doar hormoni. Acolo sunt tot felul de conjuncturi care îl determină pe om să trăiască într-un fel, și anume stilul de viață pasional. În neglijență totală față de consecințe, cu mai puțină odihnă, cu zero indiferență, cu angajament total, permanent, obositor, după cum spuneam. Bine, când vorbesc despre obositor, nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru că dacă un om are, de exemplu, pasiune pentru un domeniu și și-a ales meseria din acel domeniu, el nu este obosit, nu pare să fie obosit, este încântat că și-l trăiește. Dar eu când spun că este obositor, spun că este obositor pentru ceilalți. Când îl văd pe ăsta cât de mult mobilizează și cât de prezent este în această direcție. Elisabeta, cum poți să îi temperezi pasiunea? Foarte bună întrebare. Păi, dacă încerci să o temperezi, se poate observa că de multe ori o accentuezi. Asta însemnând că singura modalitate de a tempera pasiunea cuiva este nu să fugi de acea persoană, ci dimpotrivă să te duci peste ea. Adică, practic, dacă tu ești obiectul pasiunii unei persoane, sună când nu se așteaptă, când nu te-a sunat ea. Du-te peste ea și spune mai vreau, mai vreau, mai vreau, ca până la urmă să vezi că se mai desumflă puțin acest balon. Altfel, dacă îi spui mai lasă-mă, pasiunea este dublată, amplificată de frustrare și se manifestă și mai și. Așa că mare atenție cum te comporți cu un pasional, pentru că el iradiază destul de tare. Claudia. Nu, stați că am pierdut-o pe Claudia. Îmi fug foarte mult mesajele în jos și nu reușesc să le prind. Și totuși, de ce se pierde pasiunea între parteneri când totuși mai este iubire? Pentru că apare, bineînțeles, atașamentul, pentru că unul dintre cei doi obosește, pentru că nu se mai potrivește cu conjunctura, pentru că unul dintre ei se dezvoltă, da? Pentru că oamenii devin mai raționali, mai conservativi pe măsură ce înaintează în vârstă, pentru că la vârste mai înaintate pasiunea arată cu totul altfel, este din ce în ce mai tocită, fiindcă ea este expresia optimului în viață. Este o strânsă legătură între pasiune și dragoste, între dragoste și fertilitate, vârsta fertilității. Da? Anemarie, ce părere aveți despre bărbații care spun că își iubesc familia, dar vor toate bunurile pentru ei? Este o pasiune de a avea ei totul? Ei, na, nu este nicio pasiune aici. Este o chestiune, ar putea să fie un pic de egocentrism, așa. Unii sunt histrionici, există foarte mulți bărbați histrionici, atenție. Chiar iarăși să fac un caz și despre bărbații isterici. Alții au o părere foarte proastă despre femei și nu cred că trebuie să-și strice valorile materiale pe ele și așa mai departe. Chestie de educație. Loredana, poți rămâne pasionat pentru tot restul vieții de o persoană pe care nu mai ai lângă tine? A rămas în urmă un copil. Da, poți să rămâi cu o pasiune pentru o persoană mult timp din viața ta. Este posibil că la o anumită vârstă să se ducă, mai ales dacă acest copil poate să ia locul celui care strânise pasiunea. Și da, pasiunea este capabilă să te țină în priză o viață întreagă. Ana, poate fi pasiunea obsesivă? Da, pasiunea este obsesivă, după cum am spus, pentru că în mugurii dezvoltării ei se află obsesivitatea. Cristina, sunt atât de multe lucruri mediocre în viață încât pasiunea este unul dintre cele mai dulci și frumoase experimente. Da, vrei să simți că ai trăit? Merită să trăiești o pasiune măcar în viața ta. Și asta ține foarte mult de ceilalți, dar și de cum îți dezvolți tu personalitatea pentru a fi receptiv față de pasiune.
Haideți să vă mai zic câte ceva și de-aia, după aceea poate că mai iau câteva din părerile voastre. Domnule, cum stârnești pasiunea la cineva? Păi, să luăm exemplu clasic în care un bărbat identifică, se îndrăgostește de o femeie mai, mult mai tânără, mai fără experiență și stârnește pasiunea în comportamentul acesta. O face să se îndrăgostească de el și să-și schimbe viața pentru el, lucruri care se întâmplă frecvent, da, în societate. În primul rând, el folosește curiozitatea ei. De fapt, înainte de a folosi curiozitatea, folosește familiaritatea, adică o liniștește pe ea că nu vrea el ceva de la ea pentru el. Și după aceea folosește curiozitatea. După aceea folosește sugestia la adresa acelei persoane. De exemplu, pentru a stârni pasiunea într-o persoană, trebuie să începi să îi spui tu ce simte ea înainte ca ea să-și dea seama că simte acest lucru, pentru că ea nu realizează asta. Adică oamenii care încă nu au avut pasiune în viața lor nu se cunosc pe sine, nu-și cunosc corpul, nu cunosc reacțiile lor. Și atunci, dacă vine cineva și spune, acum îți bate inima mai repede, acum simți oarecare neliniște, nu este de rău, este de bine, este pentru că există o atracție față de situația dintre noi doi. Și atunci, acea persoană începe să se cunoască și relaxându-se în timp ce simte emoția, simte emoții tot mai elaborate, iar aceasta este pasiunea. Practic, persoana aceasta se dezvoltă erotic, se dezvoltă senzorial, adică simțurile se rafinează, încep să identifice nuanțe și persoana învață să-i placă situațiile și să nu se mai sperie de ele. Foarte multe persoane, femeile în felul lor se sperie de posibilitatea de a face o pasiune pentru cineva și se abțin, bărbații intră în panică de multe ori din cauza unei pasiuni pe care au făcut-o pentru cineva. Și de aceea, aceste categorii de cetățeni și cetățence evită conjuncturile în care ar putea să devină pasionali. Există și situații în care ea îl învață pe el ce înseamnă pasiunea, în care ea îl liniștește pe el, îl face să se simtă relaxat. De aceea, mulți bărbați tineri au partenere mai în vârstă care, la rândul lor, știu să îi facă pe aceștia să se relaxeze și să-și cunoască corpul cu un ritm mult mai așezat, cu mai puțină precipitare. Deși pasiunea pare să fie ceva precipitat și excesiv, după cum spuneam, ea are totuși un ritm care îi permite să se dezvolte. Căci dacă pasiunea nu are un ritm oarecare care să îi permite să se dezvolte, ea arată mai degrabă ca o zvârcoleală, ca o panică, ca o mare frustrare și există pasiuni mediocre și dăunătoare și există pasiuni de calitate, înflorite de-a lungul timpului, atât de frumoase încât chiar te gândești că merită să trăiești pentru ele. Bineînțeles că există și moartea pasiunii, așa zisa expresie pe care cred că am mai folosit-o pentru un grup la seducții și fidelități, când se produce acea inhibiție a pasiunii pe care ai avut-o, acea deziluzie, din cauza că celălalt vine spre tine într-un mod neadecvat când tu ai pasiune față de el. Uneori este un miros, alteori este o trădare. Alteori este o ofensivă a celuilalt la adresa ta până când ți se ia ție de el și atunci, într-adevăr, pasiunea dispare. Există o sumedenie de anafrodisiace, de lucruri care produc repulsie și, bineînțeles, că pasiunea poate să dispară într-un timp destul de scurt. Uite așa, pac. Cum este să trăiești, domnule, o viață fără pasiune? Da? Te-ai gândit, eu nu vreau pasiune, eu vreau să câștig un ban, să fiu liniștit, să mănânc bine, da? Nu trebuie mie pasiune, lăsați-mă cu de-astea. Ok. Și atunci, fără pasiune, ești o persoană pentru care nu se știe când a trecut viața. Și nu se știe cu ce ai rămas. Din pasiuni rămâi. Cu niște amintiri, cu o senzație despre tine, chiar și cu acea oboseală care îți permite să mori liniștit la un moment dat. Pasiunile sunt cele care te fac să fii viu. Și o viață fără pasiune, prin reciprocitate, înseamnă o viață de om mort. Da, dacă n-ai cunoscut pasiunea, nu-ți dai seama că fusesești mort până atunci. Dar iată și câteva aberații pasionale. Adică ce poate să facă pasiunea dintr-o persoană încât să arate lucrurile urât sau de-a dreptul ridicol în jurul ei sau chiar periculos. Persoanele pasionale pot să fie destul de demonstrative, mai ales cele superficial pasionale. Da? Adică fac scandal, fac scene,
uimesc oamenii din jur și pe persoana față de care au pasiune. Persoanele pasionale pot să aibă conflicte destul de frecvent, da? În care demonstrează că ar putea să-și ia și viața din cauza sau pentru celălalt. Decizii păguboase. Renunță, nu au grijă de bani, legalitate și sănătate, aceste elemente care au ceva obligatoriu în ele, trebuie să se desfășoare după niște reguli, da? Și atunci se trezesc cu procese, cu datorii, cu tot felul de pierderi în viață, da? Distrugeri. Persoanele pasionale, într-o manieră aberantă, pot să-l distrugă pe cel față de care au pasiunea, da? Sunt atât de brutale și atât de neavenite în acțiune, încât celălalt suferă din cauza lor și se naște ceea ce se numește relație toxică. Sunt persoane pasionale care sunt sadomasochiste. Ori sunt sadice, ori sunt mazochiste din pasiune. De zici că, domnule, cum poate să suporte atâta? Eu nu înțeleg. Din pasiune, domnule, pentru acea persoană. Și plânge și se zvârcolește destul de mult sau... Dimpotrivă, din pasiune, cum spuneam, o face pe cealaltă persoană, obiectul pasiunii, să se chinuie. Da? De-aia ziceam că mâine seară la dezbaterea de caz pe teme psihoterapeutice o să discutăm despre domnișoara sadică. Adică cum ajunge o persoană de la maltratarea păpușilor la maltratarea persoanei iubite. Da? Și ce poți să faci în terapia față cu un astfel de pacient astfel încât să fie bine și pentru persoana iubită, nu numai pentru această persoană. Pentru asta poți, bineînțeles, și tu să te înscrii în acest grup select al patronilor Institutului de Relații Umane și al doctorului Cristian Andrei pe patreon.com/drandrei și acolo vei vedea că există accesul la aceste grupuri acest grup de discuții de cazuri în fiecare marți de la ora 19, deci mâine seara despre domnișoara sadică. Hai să vedem ce mai ziceți voi pe aici, că poate, uite, mai am vreo 3 minuțele și vreau să citesc câte ceva din ce spuneți. Rodica, persoanele pasionale pot fi și posesive? Da, persoanele pasionale sunt posesive, după cum spuneam, pot să intoxice pe celălalt față de care au pasiunea și de aceea noi trebuie să ne dezvoltăm inteligența emoțională, pentru că dacă o persoană este inteligentă emoțională și empatie față de persoana față de care face pasiune și atunci are oarecare armonie în exprimarea pasiunii ei. Iulia, pasiunea a fost interpretată ca un șantaj emoțional, asta venind ca un reproș după mulți ani. Există oameni incapabili de a primi iubirea? De ce pasiunea aduce suferință, dezamăgire? După cum spuneam, sunt oameni care dezvoltă pasiuni, dar ei nu au inteligența emoțională necesară și nici personalitatea echilibrată. Da? Unii sunt cu tulburări de personalitate și atunci pasiunea lor este destul de toxică sau de agresivă la adresa celuilalt. Rareș, salut frate, cum fac să revină iubita mea la mine? Mi-e foarte dor de ea. Cele 12 minute în care am fost împreună au fost cât o eternitate. Ei, cele 12 minute arată că a fost vorba de o relație între efemeride și că atâta trebuia să fie. Dar dacă te gândești atât de mult la ea, înseamnă că s-a produs o obsesie și nici de cum o dragoste. Și cu obsesia trebuie să faci cam așa, trebuie să o diversifici. Adică asta înseamnă să nu te gândești la acea persoană într-un singur fel. Ea încearcă să mai faci cu ea și altceva decât ai făcut în cele 12 minute. Să vezi că se schimbă radical lucrurile. Michael, biserica te îmbie să fii cu soțul pasională. Da, dacă soțul știe să te facă să fii pasională și atrage acest lucru din partea ta. Pentru că dacă soțul, de exemplu, nu se spală pe dinți, biserica nu te poate convinge să fii pasională cu ea, cu el. Iulia, pasiunea a fost interpretată ca un șantaj. Asta am mai citit-o. Sei, da, am intrat cam târziu, unde pot revedea? Păi rămâne registrat pe Facebook și pe YouTube, bineînțeles, cu titlul acesta. Ești pasional, cu semnul întrebării la sfârșit, bineînțeles. Bun, dragilor, nu mai citesc, că dacă citesc și alte întrebări, nu mai terminăm
Deloc. Mâine seară îi aștept pe patron la discuția despre domnișoara sa, adică, iar cu ceilalți oameni pasionați de aceste întâlniri, ne revedem lunea viitoare de la 19. O viață frumoasă și nu ratați pasiunea măcar o dată. La revedere!